Salutare, dragi prieteni! Am venit într-un loc special astăzi. Unde am venit, Bibi? Să ne plimbăm cu ATV-ul. Da, deci am venit să ne plimbăm cu ATV-ul. Am plecat din Uluatu, ne-am întors în Ubud astăzi. Este și ajunul anului nou. Ne plimbăm cu ATV-ul acum și se anunța a fi o zi plină. Eu sunt puțin răcit, deci să nu vă așteptați la cel mai bun vlog. Evident, la sfârșit va fi cel mai bun vlog de pe YouTube-ul românesc. Glumesc. Și două ore ne plimbăm cu ATV-ul. Două ore, abia aștept. Ne vedeți imediat. Ciao. Avem acolo echipa. O să vi prezint puțin mai târziu, pentru că acum pregăteau actele, trebuia să semneze acolo. Am venit aici cu Ligia, Cătălin, Meraz și Dinda. Meraz și Dinda i-am întâlnit pe barca dinspre Ghili. O să vă arăt acum un cadru, ceva să poate vă amintiți. Și iată-ne împreună de ajunul anului nou aici să ne plimbăm cu ATV-urile. Și uitați priveliștea frumoasă de aici. Noi încă nu am plecat, dar aici cred că fac antrenamente înainte de plecare. Un loc de antrenament. Îți dau și cizme. Can you say hello to the people? Hello. I told them that we met on the ghillie boat. Okay. Ia uite cizmele, bă, băiatul. Explicat în indoneziană cum se conduce și nu prea am înțeles mare lucru, dar ne descurcăm noi. Să le arăt și trenulețul. Să sperăm că ne descurcăm. Trenulețul. Și arată și echipa din spate. Echipa din spate. Go, 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 go! Uite, e cineva în față, vezi? Da, da, da. Zoom, Meraz e fix în spatele nostru și intră în continuu noi și strigă vis, că l-am învățat noi că înseamnă living the dream. Stați să vă zică și vouă. Yes, yes. That's it. Este super aventura cu ATV-ul pe aici, pe traseul ăsta, doar că e puțin cam abrupt. Altfel nu mai era aventură, vorba aia. Yeah.
cred că intrăm în peșteră sau ceva de genul, am văzut noi în clipurile alea de prezentare. Abia aștept. Suntem pe Iuliu Maniu. Am făcut oprire de ședință foto acum. Toată lumea face poze. A făcut tipul ăsta din fața noastră o poză și cu ei și zâmbeam și eu acolo în poză și pe lumea a făcut semn. S-a uitat la poză și era foarte amuzant. Prima cascadă pe care o vedem aici în Bali, rușinos, dar chiar este prima. Urmează să trecem pe sub cascadă. Din păcate nu mai avem baterie, mai avem 1%, dar o să mai luăm cadre de la Cătălin până ajungem să încărcăm. Hai că i s-a stricat lui Cătălina TV-ul, o să merge în sus și o să vină să-i aduc altul. Uitați, e acolo. Ni s-a stricat scooterul aici la cascadă. ATV-ul, ni s-a stricat ATV-ul aici la cascadă. Am mai putut să o admirăm puțin, dar e săracul, mamă, e... Trag băieții pe el până... Nu, mai poate, deci e jale. Aș fi zis că nu mai recomandăm, dar gata, în 3 minute l-a adus alta TV, suntem gata, plecăm, încă am 1%, dar vis! Filmezi tu palmierii aia deloc? Păi da, trebuia să mă și țin. Baby, să ne dăm cu roatele. Hai că cu roatele. Cu roatele, e bine? Cu roatele. Thank you so much. Okay. Good skill. Good skill. Good skill. Thank you. Gata, cursa, am terminat și ce credeți, ne dau și prosoape să facem duș după această cursă, pentru că clar te murdărești, n-ai cum. Cam așa arată dușurile. Super curat, super mișto, doar că când am venit adineauri erau ocupate toate și zic, hai să încerc și în partea asta. Și m-a dat o doamnă afară că e baia pentru femei. Acesta este prânzul, care este inclus în prețul pentru ATV-uri și aceasta este priveliștea care este gratis și ea.
Dragi prieteni, o săptămână mai târziu, iată-ne pe o plajă de aici din Uluatu, Melasti se numește, arată genial. Din păcate și voi și noi am ratat artificiile, nu ne-am simțit foarte bine în seara de Revelion și am cedat repede, pe la 8 eram deja adormiți. O să încheiem vlogul aici, dar nu înainte să vă arătăm câteva cadre de pe plaja asta minunată. Te scufunzi aici în nisipul acesta, la fel este și în apă, dar e super curată, apa arată extraordinar, abia aștept să venim să dedicăm o parte dintr-un vlog acestei plaje. Să vă arătăm și vouă. Ciao! Pa, pa!